cu o altă întrebare roșie mea. La 3 săptămâni după moartea colegului dumneavoastră, în toamna anului 1999, trupa ajungea pe micul ecran la ProTV și astfel se năștea fenomenul Vacanța Mare. După numai 2 ani, emisiunea Vacanța Mare avea audiențe record, audiențe despre care presa spunea că erau egalate doar de cele ale celor mai importante meciuri de fotbal. Succesul în televiziune a fost atât de mare încât ați realizat inclusiv 2 filme de lungmetraj, Garcea și Oltenii și 3 frați de Belea. Filmul Garcea și Oltenii a reușit performanța să devină cea mai vizionată peliculă în România postcomunistă. În presă s-a speculat că până în 2008 Vacanța Mare câștigase deja 10 milioane de euro. Chiar dumneavoastră ați spus, vă citesc, Garcea mi-a adus bani, de pot să fac acum lucruri care îmi plac. Nu e o rușine să fii bogat, e o rușine să fii sărac într-o țară bogată. Da. Urmează întrebarea roșie. Câte milioane de euro v-a adus în conturi Vacanța Mare? Destule, mult. Nu mai știu. Pentru că nu, dacă nu ne-am făcut un scop din bani, au venit. Și nu i-ați numărat după aceea? Păi cum îi numărai și cheltuiai? Pentru ce faci bani? Cază ce? Iei cu tine în mormânt? Ce faci? Îți construiești o casă să-ți placă? Ne-am făcut visele alea cum erau pe la 30 de ani, cu mașini, cu astea. Cum sfătuiesc pe toată lumea, dacă are, urmați-vă, frate, visul. Trăiți-vă viața, că rămâneți cu amintirile. Banii, tăi, Doamne iartă-mă, pune în circulație să se ducă. E clar că la un moment dat trebuie să te gândești și la zile negre, să mai pui ceva deoparte, dar am câștigat cât am și dăruit. Pentru că reclamele și tot advertising-ul vândut pe perioada Vacanța Mare atunci a generat 10 de milioane de euro, 10 de milioane. Așa că n-aveam de ce să nu facem bani. Adică, și într-adevăr, e o rușine să fii sărac într-o țară bogată. De ce să fii sărac? Pe bune. Poate dacă nu vrei și nu muncești sau dacă poți pe urmă să întorci în societate din ce ai făcut, să te implici foarte bine, implică-te. Dacă nu poți, du-te în Aruba și stabilește-te acolo, sau eu știu. Eu nu m-am stabilit nicăieri, am rămas aici. De așa, cu bune, cu rele, puteam să plec să stau ca pașa în toate țările. Dar aici m-am născut. Nu pot. Nu pot să plec să fiu, să trăiesc în altă țară. M-a bătut gândul de 1000 de ori. Doar că n-am putut să fac pasul ăsta și nu cred că voi putea vreodată să-l fac. Deci câte milioane ați câștigat? Destule. Doamne ajută, la cât mai multe, în continuare. Mergem mai departe. Ați fost un copil neastâmpărat și dificil, care făcea numai boacăne. Chiar dumneavoastră ați spus că erați oaia neagră a familiei, drept urmare primeați și corecții fizice din partea părinților. Ați spus așa: tata, 4 bătăi mi-a dat, le țin minte pe toate, cu cureaua. La tata mușcam buza, dar nu plângeam. Mama era dulce, dar mâna ei era cam dură. La tata nu plângeam, dar la mama plângeam de ziceai că m-a omorât. Peste ani, dumneavoastră chiar ați recunoscut că meritați acele corecții. Sunt curioasă să aflu care a fost cea mai mare boacănă pentru care ați fost pedepsit. Urmează întrebarea. De ce plângeați de palma mamei și nu de cureaua tatălui? Păi în fața lui tata eram băiat și trebuia să fac pe băiatul cam și eu, nu așa, ca orice băiat, testosteron, iar la mama trebuia să urlu că mă enerva faptul că mă bătea, nu că mă durea faptul, mă enerva că mi-o dădea. Urmă când m-am gândit când mama nu mai era, mi-a fost dor că nu mai avea cine să mă bată, că nu mai aveam palma cui să o iau după cap, pentru că nu mă durea, nu mă bătea sânge sau asta, nu, mă pleznea și știa de ce. Doamna profesoară, când am pierdut și avea 58 de ani, mă rugam să se scoale măcar să mai îmi dea o palmă. Înțelegi? Așa au fost vremurile atunci. Și de-aia plângeam. Că mă enerva, că mă bate. Și pe urmă, uite că pierzi niște lucruri pe care n-ai știut să le prețuiești. Dar știi cum e? Experiența, maturitatea, când nu treci prin viață ca cu gâsca prin apă, te face să descoperi lucruri pe care erau atât de valoroase, ai trecut pe lângă ele și habar n-ai avut ce aveai la anii aia.
Nu știu dacă e bine să le descoperi atunci, pentru că să fii prea bogat la o vârstă prea fragedă cu chestii de astea, iar nu e ok, dar e bine să le descoperi, să ai un moment în care ai această revelație, să descoperi toată bogăția pe lângă care ai trecut și n-ai știut ce reprezintă. Și pe urmă să te întorci, să o culegi, să o culegi, să o culegi, sau măcar să-i culegi amintirea. Așa. Deci de asta plângeam. Mulțumesc. Ați spus deja că proveniți dintr-o familie de dascăl. Tata era profesor de biologie și mama profesoară de limbă română la școala din Sadova. Despre mama ați spus că și-a câștigat nemurirea pentru că a educat generații de copii, iar drept recunoștință, astăzi, o stradă din Sadova îi poartă numele. Ați spus că mama a fost cea care v-a făcut să vă îndrăgostiți de lectură, vă citez. Am citit până în clasa a noua mii de volume, cred, atâtea câte alții poate nici nu apucă să citească într-o viață. Devoram cărți pe pâine, uitam să mănânc de multe ori, atât de mult mă captiva câte o carte. Pe mama ați pierdut-o foarte devreme, ați spus adineauri, la 58 de ani, și nu a apucat să vadă succesul pe care l-ați avut ulterior în televiziune. Dumneavoastră v-ați consolat spunând ceva foarte frumos, ce pe mine m-a impresionat foarte tare, vă citez: ne vom întâlni, suntem energie, poate nu o să ne vedem fizic, dar simt că ceva va fi. Vă propun un exercițiu de imaginație. Urmează întrebarea: ce i-ați spune mamei dacă ați întâlni-o azi? Tocmai ți-am răspuns, cred, la întrebarea. Mai dă-mi o palmă. Mai dă-mi o palmă să mă trezesc. Cred că asta i-aș spune. Și pe urmă aș lua-o în brațe. Dar știi cum e? Moare atunci când moare ultimul om care vorbește despre tine. Ori mama o să trăiască mult. Mama o să trăiască mult prin cei care, pe care i-au educat, chiar prin vorbele astea, faptul că noi vorbim acum despre ea, ea trăiește, este tot aici cu noi. Dacă m-aș întâlni cu ea, exercițiu de imaginație, ea fiind energie, o energie, aș zice, mă, cu asta mângâie-mă, cu asta... Fă-mi așa, cu asta mângâie-mă. Nu știu dacă m-am ridicat vreodată la așteptările ei, dar știi cum e, pe vremea aia părinții cam voiau copiii să le urmeze cariera. Eu venit din neam de dascăl și toată lumea era profesor, învățător, profesor, învățător, profesor, învățător. Mama și-a dorit să fiu profesor sau învățător. N-am făcut treaba asta și poate de asta am fost oaia neagră a familiei. Că așa nu, eram un copil nerd, eram tocilar. Adică să nu crezi că făceam năzbutii, da, făceam tâmpenii ca orice băiat, în copilărie, ce să... Și acum ar face, da, acum e parenting-ul, n-ai voie, nu e safe, nu e... Eu eram numai cu cuși și cu tăieturi pe mine și cu înțepături, dar... Asta a fost vremea, mie mi-a plăcut copilăria aia și... Asta e. Am răspuns? Ok.